Salutare, dragi pescari, mă numesc Buculescu Bogdan și astăzi doresc să vă prezint noua gamă de nadă de feeder CPK. Noua nadă pe care doresc să vă prezint este Sweet Squid Robbie Red, Big Carp Method Mix, Pot Grill Method Mix. Eu am să aleg doar una dintre ele să vă prezint umectarea și modul de preparare corect al acestei năzi. Este valabil pentru toate cele trei modele, atât pe metod și momitor. Am golit cantitatea de nadă într-un recipient. Eu recomand să fie un recipient destul de larg pentru că va ajuta să umectați ulterior mai ușor cu apă. Cantitatea de apă care este necesară pentru prepararea acestei năzi este 400 de ml de apă. De această dată eu o să folosesc un pahar gradat. O puneți treptat, o folosiți în două etape de umectare. De principiu am adăugat aproximativ jumate din cantitatea de apă, după care o amestecăm puțin, o lăsăm să stea undeva la 15-20 de minute, după care o mai umectăm o dată. Așa arată nada după prima umectare și așteptat undeva 15-20 de minute. Urmează sitarea, după care mai adăugăm diferența de apă. După care urmează sitarea. Un lucru foarte important este sitarea. De această dată eu am folosit o sită de 3 mm și vă recomand și dumneavoastră să folosiți tot o sită de 3 mm pentru că vă este foarte utilă și vă sitează foarte bine nada. Cam așa arată nada după sitare și umectare. Pe parcursul partidei de pescuit mai puteți să utilizați un pulverizator dacă cumva aveți temperaturi mai ridicate și vi se usucă nada pe parcursul partidei, sau puteți să folosiți un prosop umectat să puneți deasupra de nadă. În funcție de cât de tare strângeți sau de ușor, vi se va desface de pe metodă.